Avem imagini spectaculoase de pe unul dintre cele mai frumoase drumuri din lume, Transfăgărășan. Drumarii au început de zăpezirea. Deocamdată utilajele intervin în zonele unde nu există risc de avalanșă și doar atunci când le permit condițiile meteo. Anul acesta au mai puțină zăpadă de strâns, prin urmare sunt șanse ca drumul să fie deschis pentru turiști cu mult înainte de data obișnuită, adică 1 iulie.